Bună seara! Sunt Valeria de la Clubul Seniorilor, din cadrul Bibliotecii Județene Târgoviște. Am să vă prezint o poveste a unui autor italian care se numește Guido Gozano. Cartea este apărută în editura Corint și se numește Cele trei talismane și alte povești italienești. Eu am să vă citesc o poveste din această carte care se numește Crăciunul lui Fortunato. Fortunato înseamnă norocosul. Azi, când pământul e mângâiat de aripa împăcării creștine, fantezia mea ostenită nu găsește cu cale să vă mai istorisească întâmplări cu balauri și zâne, cu spiriduși și cu farmece. Am să vă spun pentru voi o poveste care nu e a mea, o legendă pe care o ascultam și eu din gura unei dragi slujnice de odinioară, de alte Crăciunuri, pe când eram nevârznic ca voi, micuții mei prieteni. Bătrâna cea blajină îmi povestea, iar eu mă uitam pe geam la cerul mohorât și la orașul în straie de iarnă și închipuirea mea aștepta să se ivească haina de purpură a lui Isus printre șinele de tramvai sub scripirea becurilor electrice. Pe vremea când Isus mai umbla pe pământ și schimba pe alte straie veșmântul de purpură ca să-i dea de rușine pe cei păcătoși și să-i mângâie pe cei obidiți, trăia într-un ținut îndepărtat un țăran rămas văduv, cu o droaie de copii, încă prea mici să-și poată câștiga singur pâinea. Era în ajunul Crăciunului și Fortunato, adică norocosul, căci așa îl chema pe bietul om, stătea așezat pe pragul casei, abătut și frământat de griji. N-avea un ban, n-avea de lucru și nu știa cum să facă și să le dea micuților de mâncare. Din când în când se auzea dinăuntru plânsetul copiilor, iar el își astupa urechile, plecându-și capul pe genunchi cu inima sfâșiată. Unde ți-e gândul, om bun? De ce ești așa de necăjit? Fortunato ridică ochii, tresărind și văzând înaintea sa un necunoscut. Doamne, dacă sunt abătut, nu e fără pricină. Copiii îmi sunt înfometați, iar în casă nu există nicio fărâmă de pâine. De lucru n-am și nu știu ce să mă mai fac. Dacă ai vrea să-mi slujești mie, te-aș plăti bine. Nu cer altceva, Doamne. Bine, mâine du-te să tai răchită în luncă și la apusul soarelui vin și te plătesc. Dar ați uitat că mâine e Crăciunul, ziua cea mai sfântă de peste an? Am să încep după sărbători și voi munci cu sârg. Atunci nu ne învoim? Încep să mă întreb dacă nu cumva te prefaci și nu ești chiar atât de nevoiaș precum spui. Dumnezeu mi-e martor că stau să mor de foame. Atunci, fă ce spun. În clipa aceea, Fortunato auzi din casă scâncetele copilașilor care plângeau cu deznădejde. Fie, voi face cum doriți de dragul copiilor mei, iar Dumnezeu care le vede pe toate o să mă ierte. Bine, mâine să fie în luncă și la apusul soarelui vin să te plătesc. Și necunoscutul pieri. A doua zi, Fortunato se sculă dis de dimineață, își puse ca de obicei rugăciunile, își făcu binișor semnul crucii, cu degetele înmuiate în adiazmă, mai stătu puțin la îndoială, apoi se hotărâ. Își luă coasa și se duse în luncă și începu să taie răchită. Lucră toată ziua, în vreme ce dinspre sat venea când și când pe aripile vântului dangătul de rugăciune al clopotelor. Dumnezeu care vede pe toate o să mă ierte. Și-și vedea mai departe de treabă, strângând mănuchiuri de nuiele uscate și spunându-și încet rugăciunile. Era un Crăciun fără zăpadă, cu cer înghețat și senin. Soarele cobora spre orizont pe bolta cuprinsă de flăcări, iar Fortunato își lăsă jos coasa și se așeză ostenit pe o piatră în așteptare. Dar necunoscutul nu mai venea. Pe Fortunato început să-l cuprindă neliniștea când auzi ceva trosnit și observă în umbra murgului o lumină vie.
Se întoarse, sări în picioare și văzu că mănuchiurile de nuiele ardeau trosnind. În zadar se strădui să domolească flăcările. În câteva clipe nuielele uscate se și prefăcură în cenușă. Vai, amărâtul de mine, am trudit toată ziulica pe nemâncate, am încălcat rânduia la sfintei sărbători și iată-mă, acum cu mâinile goale și mai sărman de cum eram înainte. Nu te necăji așa, omule, nu te necăji. Fortunato întoarse capul și îl văzând în tuneric pe un alt necunoscut care îl privea cu blândețe. Îi povesti nenorocul său. Am greșit, recunosc, dar mi se sting copiii de foame. Mai mult mă doare că am încălcat rânduia la sfinte sărbători de astăzi decât că am trudit în zadar. Necunoscutul îl luă de mână, îl privi țintă în ochi și zise cu o voce blajină. Bine, nu te mai frământa. Am să-ți plătesc eu ziua de lucru mult mai bine. Mergi acasă unde te așteaptă răsplata. Dar să-ți folosești cum se cuvine avuția, nici casa și nici punga ta să nu rămână închise înaintea nefericirii altora. Și necunoscutul pieri. Lui Fortunato i-a trecut prin minte că a înțeles el greșit. Prea era frumoasă făgăduiala și se întoarse acasă cu sufletul la gură. Când dădu cu ochii de locul unde stătuse, se opri uluit, trecându-se la ochi și pipăindu-se, căci se tot părea că visează. Coliba acea sărmană nu mai era pe locul știut. Printre copaci se zărea o casă frumoasă, cu ferestre care luminau noaptea cea senină. Copiii l-așteptau în prag cu mare bucurie. Îl luară de mână și îl duseră într-o încăpere unde se afla așternută o masă de Crăciun plină cu bunătăți. Pe un perete acoperit cu damasc albastru erau agățate uneltele sale de țăran, furca și hârlețul, iar între ele crucea de lemn, înaintea căreia își făcea de obicei rugăciunea. Fortunato îngenunchea în fața acelei panoplii, slăvind fără cuvinte minunea cea dumnezeiască.